Ia ziceți, băi, cum e piesa asta? O părere sinceră? Zi, hai. E bine zis tu, chiar e bine. E bine, a? Da, e bine. Azi e Bernard. Dar nu, bă, știu că nu-i la noi, eu știu. M-am prins din prima. Ăștia care se simt? Asta e ideea. Hai acum. La ei popule, bă. Nu e ca la noi, mă. Auzi, știi că eu vorbeam cu băiatul ăla din mașină la clip de tampoane, nu? Când mă ținea de mână. Deci, de ce am mai făcut așa eu? Deci, ia-l înapoi. Retrag cum ar fi. Suntem aici la filmările clipului lui Valentino și al lui Melodia Victima. Bineînțeles, alături de cuplul ăsta frumos. Îi avem aici pe Berna și pe Filip, care joacă rolul cuplului. Oricum, ei sunt un cuplu și viața reală. Ei nu trebuie să se prefacă cum am prefăcut eu. Da. Doamne, sau eu în toate videoclipurile mele. Adevărat, e greu să fii actor. E greu să fii actor, dar din drag față de oamenii care te ascultă, vrei să muncești și să pară videoclipul cât mai real, ca să te bage într-o stare super frumoasă, știi? Avem aici drona, în momentul de față de aici sunt filmați cu drona. Mamă, cât de romantic, cum face cu pară! Bine, mă, băieți! Îl avem pe Nino! Hai, cel mai șmecher! Pe Nino, doamne, pe Niki! Unde-i Nino? Nino, nu-i Nino aici! Părințelu, 2 plus 2! 23! 5 plus 5! 23, bine, măi! 5 plus 5! 25! Bravo. Și mă aveți pe mine aici, vă pup, vă iubesc și nu uitați să dați un mare, mare like, un share pe Facebook, da. Un comentariu în partea de jos cu ajută-mi pista și ai cu like-ul la mare, da? Da, Niki, Fabian, unde e și Gogu pe acolo, pe undeva. Ei, aveți tu ceva? Da, vă rog frumos, vreau și o cola. Vă pupichi, uite, ai apărut la noi pe vlog. Ia uite, gata. Da. Ce fericite, avem aici băuturi. Ce zice de platou ăla? Urmează un platou, da. Nu, mi-a zis că i-am zis eu dacă se plătește cu cardul și mi-a zis că plătește el ca venit. Da, și pe mine m-a luat panica, zic, înseamnă că dacă te invii la clipul meu trebuie să plătești. Am zis că urmează și ele videoclip acum. Fac o mare pagubă. Mare moeturi, numai. Mama, adevărat, la Gogu vă duc. Mai facem un grătar. Două de alea de mici. Haideți ca să vedeți cum se vede. Îmbrățișindu-se. Da. Vrea cineva? We love you. Bine, măi. Bine, nu? Știam eu că e bine. Filmez behind the scenes. Nici acum nu le-am editat pe alea de la piesa noastră. Mâine. Tina, ce faci acolo? Da, ce faci acolo? Eu am un video pentru că nu pot să marci. Ah, ok. Hai bine, kid. Ai emoții? Nu, sunt foarte fericit că o să iasă bombă. Okay. Rea și Tina, subscribe acolo la ele. Da, ce tare, mersi. Vă iubesc, sunteți cele mai tari și vă știți că eu am o deosebire plăcere. Auzi, eu am fost... Deosebită plăcere. Afară. Auzi? Eu am fost foarte supărat aseară pe Niki că voi ați făcut cadrul ăla cu familia aia și pe noi ne-ați băgat. Adevărat, m-am simțit pe din afară. Da, iau așa. Oricum era în training, spuneai, nu intru eu în training, dar... Mă, țupuiam și eu odată acolo. Ei! Lasă-mă, spuneai, am intrat niște probe, nu intri chiar atât de ușor. Da, da, oricum, da, da. Niște probe. Ia zi, auzi, Puci, ia zi, de la 10-a piesă. De la 10-a piesă intru. Da, gata, gata. Doamne, să fiți pe fază când apare piesa. Oricum, noi vlogul ăsta o să-l punem după ce se lansează piesa și aveți linkul în descriere, da? Linkul piesei. Vă pup și vă iubesc, ne vedem un pic mai încolo. Și acum suntem aici împreună cu iubiții noștri, Berna și Filip. Suntem aici cu Berna și Filip. Spuneți, iubite, mamă, ce frumoasă ești, Berna. Ia zi, stai în ploaie, că ai valoare. Iau ce vinul, văruț, uite, borsa. Mamă, dar ce plouă, mâncavaș. Băi, hai să filmăm, că ne ud afară. Ia ziceți, băieți, ce faceți? Deci pe vlog cum ar veni, nu? Cum ar veni, da, zi ceva. Cine-mă tu, cine-mă noi? Bine, mă, bine. Ia ce frumoasă e Bernuța. E cea mai frumoasă, serios. Ai, mă. Asortăm, nu? A? Asortăm, nu? Da, adevărat, chiar sunt frumoși. Super, bravo, da, bravo. Nu, că nu, că ia. Dar tu cum ești? Hai, zi repede. Așa zic. Să-mi dați neapărat acolo pe Instagram.
slăbit foarte mult, da, să știți, să știți, lume bună, că a slăbit foarte mult și Rea și Dina. Luați-vă la Rea și la Dina, nu? Că toată lumea spune că n-au slăbit, ba, au slăbit. Pa, pa! Și acum sunt de la de final. Wow! Mulțumesc! Hai și toți afară, hai! Afară toți, haide! Plecăm, gata? Hai, gata, spuneți ceva. Noi am fost familia aia. Stai un pic. Alături de Rena și Rena. 5, 4, 3. Alături de Lena ăsta de... Încă o dată, încă o dată, cât ai. Noi am fost okay. Noi am fost familia aia, Valentino, Nichi, bineînțeles, Rea și Tina, fratele nostru Filip, alături de păpușa lui. Adevărat. Și să fac cum apară în clipul lor. Și în vlogul nostru. Și chiar îmi place mult tot. Și în vlogul tău. Foarte mult. Să-mi dai bani pentru vlogul ăsta mai încolo. Hai că îți dau mai încolo. Lasă, dai din gura acum pe vlogul ăsta. Eu vă dau ceva, să apar eu la voi, că vă iubesc mult rău de tot. Ah, ce drăguț. Să dați follow pe Instagram. Cum ești pe Instagram? Nu mai contează, lasă așa. Acum că sunt. Simă, simă. Valentino Lăcătușu. 50 de lei. Valentino Lăcătușu, 50 de lei în promovare. Mamă, era bine ce ai. Frumos, aici pregătim asta cu Bernuța. Tot ce trebuie. Așa, pe ploaie, vă pup. Bună seara, națiune! Deci, Valentino a condus titirezul usor mea. Vezi ușor, că mi-e tomberon, ești nebun? Nu, stai, cum te rog, e frumos. Deci, ia zi, Valentino, a zis că dacă nu-i merge cu muzica, a doua profesie este taximetrist. Dar să știți că este un șofer foarte bun. A mai repede că am dat drumul la aparat. A dat drumul acum la aparat. Deschis, e un șofer bun când vrea el. Da, te simți bine cu în mașină? Da, mă simt super, pentru că sunteți super de treabă. Și acum mergi pe interzis. Stânga, da? Stânga faci, stânga. Deci, băi, pe mine ăștia permisul că mă puneți pe vlog, frate. Da, mă. Mă simt așa, gen, mergi în față. Acum. Mergi în față. Așa. Dacă explic eu mâncați așa de aia. Să nu închizi, că vrem să-i filmăm și pe băieți când îi luăm de la intrare, știi? Așa. Și fii atent, ăsta este locul meu, dar bași cu botul în față. Asta este mașina lui Tudor de la Fly, știi, nu? Fly Project, nu știi? Piesele. Da, ce faci? Nada. Mai în față dai. Păi ăsta e locul de lângă ei. A, de lângă ei? Bagă-te am crezut că cine. Da, nu mai, că te-ai încurcat de fapt. Bagă-te de fapt. Nu, pe cuvântul meu, serios. Crezut că zici de la altul. Dar știți pe Valentino, scrieți pe comentarii. Cine știe pe Valentino? Dacă care asculta măcar o melodie de la mine, m-aș bucura foarte mult. Scrieți acolo în comentarii. Păi alea 10 milioane de vizualizări s-a făcut singure? Le-am făcut eu? Ia vedeți mă cum stă cu parcarea asta, că ai făcut-o în viața ta dacă stai aici. Auzi acum, buf, ai senzor? Da, am senzor. Scoate-te acasă. Deci, omul ăsta este cel mai insuportabil om posibil de pe toată planeta asta pe care am văzut-o în viața. Da, mă, dar mă iubiți oricum, indiferent de ce. Am și un ghiozdan acolo, mi-l dai și mie, te rog eu? Te rog, îmi dai și mie ghiozdanul? Nu e ca și când Filip și Berna stau afară în ploaie, dar... Ok, scuze. Nici o problemă. Ca să vedeți cât de mult îi pasă de voi. Nu, eu vă iubesc de super. Am vorbit și eu mici. Bă, Reuță, dar parcă tu era... N-ai închidat-o așa, dragă. Te rog eu. Parcă era dietă, Reuță, cum ai mâncat în mici? S-a dat ușa aia. Dar tu mă filmezi... Uite-te la mine, că nu arăt rău, am mâncat și un mic. Nu arăt rău, arăt foarte bine. Arată. Eu nu mă mai arăt că domnul arăt prea bine și după vă eclipsez pe voi. Arată așa un mic. Unde mergem? Să luăm pe Bernaș pe Filip? Da. Mergem spre... Să nu închizi, hai. Haide să mergem. Hai, întoarce noi primul. Cea mai bună afacere ești tu. Mamă, mi s-a culcat de tot. Să mai bagă și din buze. Să mai bagă și din buze. Nu, e de ajuns. Și acum cu talentul României pe mijloc? Cea mai bună afacere ești. Cea mai bună afacere ești tu. Mi-ai dat inima și ți-am dat sufletul. Și mai departe. Mai departe contracostese. Stai un pic, hai. Dar cum te sărcăm sus. Stai un pic, te știu că nu fugi la bloc. Bună seara! Bună seara, iubiților! Ce faceți? Bine ați venit la noi, asta este blocul meu. Asta e blocul meu, dar nu v-am spus de la vloguri, da. Vorbim de voi, vă luați un blog aici în Fifera, într-o zonă. Facem turul camerei. Facem turul blocului. Mi-am luat și eu un blog micuț, așa, lejer, cu 10 etaje, ca să fie bine cu toată lumea. Continuăm. Nu dai și nou un apartament la fiecare? Hai că dacă e, ne cunoaștem dacă e. Ia zi, Bernuța. Ce slăbit, vedeți? Se... E adevărat. Zi, Bernuța. Astea au slăbit, deci e adevărat. Nu mai spuneți prostii, vă rog, din suflet. Pentru că fetele astea o să fie foarte mișoare, oh. Se vede mai mișto, credeți-mă, ce cute, e cea mai dulcică. Chiar o să vedeți. E cea mai dulcică. Din suflet, e mișto rău cum o să fie. Oh, mulțumim, dar știu și eu superb, dar să puțin la Bernuța cum arată. Da, cum toate ăștia. Este o păpușică. Da, jur. E o păpușică micuță și frumoasă, jur că ești păpușică.
Știu, și ele sunt foarte frumoase, să știți, în realitate. Mulțumim! Dar e dulci, că ea și noi te iubim. Te-ai crea să scapă telefonul? Nu știu cum te iubim. Să nu am ascăscări. De ce? August. Păi știu, că de-aia nu iau păscări. Bună ziua, bună ziua, cu suflet. Azi că am întârziat cu liftul la nebunilor. Da, pentru că nu știu să-l închide. Dar asta neagră și mare. Neagră și mare. Azi că am bă, nu știu cât de curat e. Mă, dacă nu-i curat, nu mai intru. Bine, Filip, sunt frumos. Te poftim. Haide, Filip, să vezi unde am făcut mișto în sezon întreg. Uite, Filip, aici m-am mijlat nimeni în sezon. Să te luăm și unde aici. E dezastru, să moară frantă. În casa lui Rea și foarte curat, ce crezi? Foarte frumos. Deci de simțit, să mă aici face sezon. Iubiți! Uite-te la ei. Mamă, ce m-a speriat, mi-a luat iubitul. Mamă, ce m-a speriat, băi, dar ești nesimțit, cum să mi-i cânere așa? Iubitea să... Ia zi, Filip, cum e aici? Aici am făcut mișto de voi un sezon. De noi? De, nu de voi, de ăștia la alții. Păi eu n-am fost în primul sezon, nu știu. Nu în primul, acum, sezonul ăsta. Ia zi. Are, și ai făcut mișto de mine, nu? Ce, mă, ce să mai zic? Ce să fac acum în casă, de te iubire, cățeluș. Aici face zisul de toată România. Tine știu. Uite-le, te arată pe unde filmezi. Ia! Uitați-vă la ei! Măi, ce piuță! Ce vreau să-l 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 pe leu pe-al tot ce mai trebuie. Iubi, cum să-i tu părirea mea? Filip! Vezi că să mă da? Știi că dacă îi vând pe ăștia, au cumpăr unul la fel, nu? Da, zi-l. Iubire, dă-mi, te rog, să o iau în box. Și acum să fumezi puțin pe mine, că sunt cea vreo, nu? Așa nu artici, nu? Doamne, e super! Da! Ce n-așteam! Să mă... Cum? Am uitat să-mi dau ceiul de tiroidă, stai? Ce faci ăsta, ce faci? Dar tiroidă. Ria, de ce faci? Poate face efect pe tine. Nu cred, aveți și Xbox? Da, da. Mamă, sunteți mondiale. Băi, nu știu dacă e destul de curat, dar mâine vine doamna curățenie. Puiul, mami, frumos, te iubesc mult, rău, rău, rău. Filmează și pe mine. Nu mai pot să mă filmez? Iubita la mami, vin cu ala mami, stii pe tine. Haide, hai la mami ca să-ți arăt eu la cameră pe tine. Ești mai frumos din jurașul. Uitați-vă ce-n jurașul. Să-mi filmez fața, gen. Fața ce frumos, mă, sunt jurașul. Uitați-vă ce frumos de el. Uitați-vă ce... Am mai făcut o dată cu barberii, hai. Ce fac? Ce frumos în jurașul. Ce mai frumos în jurașul, ce mai frumos, dați-vă la aia ce față are. Abonați-vă la canalul la câine. Nu e asta? Are, nu, are Instagram, are 10.000. 10.000 are pe Instagram, știi, nu? Tu cât ai? 15. Pa, eu am plecat. Am plecat eu acum. Vă pupăiesc. Am plecat. Cum se deschide? Deschide asta aici un pic. Pentru prima oară vreau să ies. Noi ne vedem în pământ. Gata, opriți? Opriți, că m-am jurat. Am jurat, cum să opriți? Rea, Tina. Care legătură ai făcut ieri la TV? Ăsta e un prietenul meu, dar e puțin mai așa, mai de leu. Bună. E puțin mai de lunte să-l deci bagi. Eu explic că El Carnitina se ia înainte să faci sport cu câteva minute, 20 minute, 10 minute. Și Răzeanu că a făcut sport și așa. De... Nu, înainte să faci sport. Să vezi că te scărură și cobor până... Pe vomiți acum, nu? Vreau și eu un pahar, să-mi pui și mie un par cu suc, te rog frumos. Adevărat? Sunt la tine în casă și vreau să mă servești pe mine cu un par cu suc. Ia ziceți, băi, cum e piesa asta? O părere sinceră? Zi, hai. E bine zis tu, chiar e bine. E bine, a? Da, e bine. Azi e Bernard. Dar nu e cu referire la voi, voi dar nu. Știu că nu-i la noi, eu știu. M-am prins din prima. Ăștia care se simt? Asta e ideea. Hai acum. Într-o zi. Mam. Două secunde.
Ce de cât? Dă-i tu de-alea ușoară, ce dă-i de-alea? Păi dă-i mă, dă-i mai ușoară, mă. Mai ușoară, de câte ori respiri pe zi? Ritima, păi dar la nici eu nu știu să mor eu. 3 zile pe zi. Foarte bine. Da, mă, da. Da, mă, da, și luni, marți, septembrie. Și tricoul lui ce firmă e? Uite-te bine la el. Ce scrie? Uite-te bine la el. Deci cu atenție să dacă nu greșești. Să ne arăt și nouă tricoul un pic, așa? Dacă spune fraier, un pic pe mine. Lăsați-vă în comentarii ce firmă e, așa? Scrieți în comentarii ce firmă e tricoul lui Filip. Deci începe cu P. Citește. Ce scrie pe tricoul lui? Adidas, așa, mă. Da, mă, frate, bravo. Așa te vreau, bravo. Hai, mă, că a nimerit. Bine, mă, bă, a nimerit. Like dacă a nimerit. A nimerit. Bă, ți-am 100%. A nimerit pe bune, uite. E fix Adidas. E fix Adidas. Bravo, Adidas. Mă, bravo, mă, bravo. Nu mai râd. Eu, acum, dacă înghicești ce are în picioare, uite-te atent. Dar ridică piciorul mai sus un pic, ca să vadă și băiatul. Da? Ce firmă sunt Adidas și lui? Dar repede, că e, aici e pe cronometru. Deci, car. A zis Beșca și că el deșcar. Deșcar. Bravo, Filip, ești îmbrăcat de la Adidas și deșcar. Ce, ce? De o baterie mai sunt. Bagă-l-o când am mai dat. Filmăm cu drag și spor. Ia zi, ce facem aici? Dumnezeu a vrut că, ca să ajungem la voi în apartament, să filmez și eu aici. Mă bucur din suflet că m-ați primit, vă iubesc din suflet. Și noi, n-ai putut. Oricând, oricând, sunteți toți, toți invitați aici. Ieși afară, ieși afară, ieși afară. Ai atins alea, ai stricat tot Feng Shui aici. Nu eu, nu eu. Ba da, cu piciorul, tu cu piciorul. Așa, voi ce faceți? Ia zic, omule. Ce părere ai? Cum este clipul ăsta? Băi, clipul o să fie superb. Acum lăsăm la o parte orice glumă. Ia băgă-te și acolo. Valentino, solistul numărul 1, solistul pentru viitorul tuturor. Ascultați-mă ce vă spun. Ah, ce drăguț. Jur, ascultați Valentino, cea mai caldă voce, cel care transmite toate emoțiile atunci când cântă și merită ascultat și lui toate melodiile lui. Ai, mă, ce drăguț. Nu uitați să stați geană pe albumul Izoleta, bineînțeles, care ați făcut. Adevărat, pe izregi, n-ai ce să zici. Acum că intrăm în carantină pe întâi, facem Izoleta parte 8-a. Dacă intrăm în carantină, promit, eu promit în mulțul lemn, voi face 10, 10 melodii Izoleta. Ce rasta e cățel? Pișon. Pișon. Ia zi, Filip. Așa să fie melodia. Poate 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 tu într-o țară că. Ia zi, Filip. Ia zi, Filip. Baba, cât de bună a fost faza asta. Da. Vezi eu la picat. Nu mai fac nimic, gata, nu mai prind. Ia zi. Bună. Vlog, nu? Da, subscribe acum, subscribe repede. Și like acum, facem 10.000 de like-uri. Atât de puțin? A 20.000. Hai, 20.000 de like-uri acum la ambele. Poți să mă prinzi pe mine, nu mă supăr. Ia, Fabi, cel mai tare boss de boss. Suntem aici, pe ele. Suntem pe treabă. Ia uitați cum se vede. Așa se fac clipurile. Ia uitați. Hai, talent, acum! Bravo! Rupe! Aie! Bravo! Bine, bine, bravo! Uitați, mă, ce a dat Filip Berne. Filip, puteți să-i îmbrați toți trei. Toți trei ca o familie, copii cu Dale. Stai acolo? Mă rog așa la ea și eu am mă rog sau cum vreți. Ia, împinge cu tine. Mă împinge de tot. Așa. Mă dau așa cu curul sau în brațe? Da. Fem așa. Vedeți să vine și Berne. Familie, noi am filmat. Da, ăștia suntem echipa Rachetă. Cei mai tari. Nu, echipa Fătagă. Behind the scenes o să aibă clipul în descriere, bă, piesa în sine, deci să dați click pe link. Să dați un like, un share pe Facebook, multe comentarii like, și like, subscribe, nebunii. Da, mă, ce să mai nu uitați de Izoleta 7. Așa. Și nu uitați de Rea și tine acum ar veni. Ne vrem să vă dăm afară, dar de fapt o să plecăm noi. Știi, că o să ieșim noi afară. Lasă-o, mă, și pe aia, du-te și pe acasă, hai, gata. Haide că vin, vine, mamă, vine, mamă, vine, mamă, repede, ești că vine, mamă, vine, mamă. Păi, da, adevărat, mă, da, afară. Ai venit înapoi? Da, da, asta e casa mea. Apoi? A mea. N-am știut, mă, zi, mă, că n-am știut. Asta, mă, te ia acasă. N-am știut. Ne cerem scuze, hai. Ne cerem scuze, iată. Ne cerem scuze, te rog, vino înapoi. Gata. Hai, îmi pare rău. Ieși din casa. Te ieri pentru tot ce ți-am greșit. Și eu te iau că ți-am greșit. Te iubesc și rămâi alături.
Așa. Băi, și trebuie. Hai, vă pup fiecare. Fiecare pe drumul meu. Fiecare pe ultimul drum. Aole, Caterinca, vorba vorbim. Fiecare pe ultimul drum. Fiecare pe ultimul drum. Băi, cum a ieșit treti afară? Te iubesc. Trebuie da? Da? De tine. Voi rămâne alături de mâine. Mamă, ce m-a speriat. Te iubesc și rămâi alături de tine. Te iubesc și rămân alături de mine. Valentino, duditare, duditare. Nu, din care din voi? Filmează rea, nu uita Filip de prețăr să mă uită. Acum am văzut să mă uită. Ciorditorul, a venit pe Ciordana. Pe Ciordana a venit, mă, pe Valentino. Auzi? Așa e că mi-a dat puterea dragostei. Da, dar n-ați zis că se dă un apoi. Îți dau și ție Instagram-ul să le dai mesaj să-ți trimită. Da, și da. Ok. Vezi, Nichi, de-aia trebuie să ai peste 10.000 de urmăritori, că primești tu moca. Eu nu am nevoie. Dar tu ai bani. Eu pur și simplu, dacă fac, voi face reclame, voi face pe bani grei. Ca să înțelegeți, da? Uitați-vă. Aici fac reclamă la Snoop Doggy Dogg, da? Firma lui Snoop Doggy Dogg din România, Crystal Studio. Crystal Studio, acolo poate să-și facă lumea barba așa. Singurul loc din România unde puteți să o faceți barba așa, e unică. Nu există. Am încercat noi să găsim în altă parte. Și nu există decât aici, la Crystal Studio, în Bragadiru. Aveți Instagram? Da. Crystal Studio. Da, Crystal Studio. Așa, perfect. Deci la Crystal Studio, dacă vreți băieți și n-aveți barbă sau vreți să aveți să vă puneți prelungire de barbă? Da, prelungire de barbă, de altceva nu. Și tu te-ai făcut prelungire de barbă? Da, vă vreau să spun o chestie și nu glumesc. Am căutat în toată România să facem așa ceva și nu am găsit. Cine mai vrea prelungire de barbă? Dar și mi-a părat niciodată de mai vrei prelungire de cioc, de ceva de asta? Vreau o prelungire de viață, da. Un prelungitor ceva aici. Gata, ne-am distrat, da? Deschide ușa, hai. Pentru prima oară în viața voastră, vă las să mă faceți talentul. Ieșiți afară. Bă, ce bine, bă, că a plecat. Ai dai sacou, vină înapoi. Vreau și ceasul. Și ceasul, ai uitat ceasul. Da, și pantaloni. Suta, să mă usuc de nu-mi dai suta. Pantalonii, ceasul, tot. Oh, dacă acest vlog a fost încheiat, vă rugăm frumos să dați subscribe jos după tine, și like și noi ne vedem data următoare. Echipa Iaia Production, băi. Valentino, vă pupă din suflet. Băi, vreau să vă spun, miroase a gaze. De la ăla, nu pe bună ați oprită. Doar o pe Instagram. Ce? Valentino! Băi, eu la miroase. Nu. Băi, ok, vibratorul ăsta apa. Băi, aveți grijă. Băi, am zis Doamne. Băi, ați văzut că miroase a gaze? Da. Adică nu miroziți? Da, cine s-a pășit? Da, cine s-a pășit? Da, la miroase, e păcat. Frate, miroase rău. Să nu sărim mâna aia pe aici. Să nu cumva să... L-ați oprit sigur. Da. Dacă ați dau jur la... Știi cum e? Focul. Ai aprins în casă focul. Arde. Mă, dar prea frumos te tot, nu adevărat. Să lăsăm cum mă l-o. E foarte mișto vlogul ăsta fără mine. E genial, ești nebun. A, bună, Filip. Rea, te iubim. Bună, Rea. Du-te și tocul. Ce face? Și-a început mai înainte. Păi da, de fapt ce? Păi stai, mă, așa, gata, păi dar nu înțelegeam. De ce mi-ați dat telefonul mie? Să filmez pe... Da. Hai, mă, că te-ai apărut și tu acum, ala. Ia-și filmează de ce. Vă pupam, mă, iubim, noi te-ați dat, hai, așa, mă, până la 5, da? Hai, dar vedea acum 5 secunde, un mare like, un share pe Facebook, comentarii, un partener, sau... Hai, să mână, da? Da, 5 secunde. De la 5 la 0, toți, da? Haide. Hai. Haide. 5, 4, 3, 2, 1, Erica, ceva de mâncare pe aici? Nu, mă simt așa un pic obosit, știi, și... Go. Hai să mergem, haide, go. Un pic că mi-e rău, vreau să-mi fără mă tăi din. Mă uit așa, mi-e setă de mor. Poate găsim ceva. Mă... Ce ia să uite, mă, îi pui pocea să dea răzbiste la urmă. Ia uite ce am făcut, reclamație. Deci, hai că vreau să văd și eu cum intrați toți. Un tomber, un demberon. Un tomber. Nu, eu, Fabian intră sigur. Vă pup, vă iubesc și aveți grijă de mine, da? Hai, like acum, share pe Facebook și trebuie să facă. Hai, like. Deci dați like acum, share pe Facebook, scrieți-vă în comentarii, iubim Filip și Berna și Rea și Tina și vă iubim, să fiți iubiți, să fiți fericiți. Like!
Te pupăm. Vă iubim pe toți. Păi stai atât de treabă că nu-i Berna și te iubesc atât de mult că își merită un milion de urmăritori pe Instagram. Uite, mângâie pe burtică, du-te. Nu, așa facă când îmi dă mie, mă. Ia, mă, ia. Gabana, te rupe muzica mea. E un trending, tu un training. Știi că stilul meu la fraier e alergic. Sunt sexy, mami, mami, știi că sunt feblețea ta. Te rup la mani, mamani, dacă ai greșit cu ceva. Stai tranquila, că porți fila. De la poartă te răscați când nu vezi villa.